și mă mai întreabă lumea de ce ador toamna. N-ai bun? Și vară... Mi-am adus și borcane, mi-am adus tot ce am nevoie. I've been thinking about my options. Every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Bună dimineața la cafeluță, dar fără cafeluță, că știți că nu beau. Ce? Da? Pentru că voi le-ați dat. Asta voiam să îi spun și vlogului. Că am tras canapeaua ca să strâng jucăriile de sub canapea. Da, mamă, am înțeles tot. Mami, da? Încă nu trebuie să faci cu iotenie, că trebuie să-i aduc pe toți copiii mei. Mm. Aoleu, pe toți? Da. Ce spui? Trebuie să le strângem, da. De jos de acolo, mă ajuți? Hai, ajută-mă. Așteaptă. Haide-l, mami. Așteaptă. O mamă. Da? Da, așteaptă. Mulțumesc. Așteaptă. Bine. O mamă. Da, mulțumesc. Da, așteaptă. Aștept, aștept. Da, eu nu fac nimic, iar eu nu le strâng. Gata, aspirat, mopuit, trag înapoi canapeaua și strâng după aceea jucăriile astea, le pun la loc. Sănătos! Haideți că am ajuns și la cumpărături astăzi, nu aveam un plan neapărat asta astăzi, dar să evit altceva mâine și... Da, trebuie să mergem astăzi la cumpărături. Am luat plasturi aceștia rezistenți la apă cu Peppa Pig și o să-i dau fetei ca să-i ducă lui tati că s-a accidentat și trebuie să se panseze. Noa este cu un pate în mână. Da, astea sunt de la Lidl, astea sunt de la Carrefour. Carrefour, da. Și vă arăt rapid, dacă mă lasă Noa. Biscuiții aceștia cu brânză, n-am mai luat până acum să vedem cum sunt, poate copiii sunt mulțumiți. O secundă, ca să nu mai auzim cum vorbește Noa acolo, am să vă arăt sushi, o să le dau copiilor sushi și dacă le dau treaba asta o să stea liniștiți. Uite, numai bine sushi? Ce zici? Vrei? Lasă pateul aici pe masă. Lasă pateul pe masă, lasă-l jos și dă-i lui Dada. Îi mergi să-i dai lui Dada? Hai, dă-i lui Dada. Te ajut să cobori? Da? Fui și papa. Deci, cum ziceam, sushi, cremă de brânză, brânzică din asta Danonino, nu știu dacă e brânzică sau iaurt. Înainte se numea brânzică, acum e iaurt. Am luat două țiple, smântână cu 30% grăsime, un... unt irlandez, năut la conservă. Mi-am propus în magazin că e ultima dată când cumpăr. Cârnații aceștia din carne de pasăre și porc, pe care i-ați mai văzut la noi. Crenvuști de porc. Am luat două țiple. Din aceștia cu 93% carne. O brânză Gouda, cașcaval Gouda. Martinel pate a vrut Chiara. Am luat și un piticel din acesta redus. Un singur lucru și-a luat fata din Lidl și a ales un Kinder din ăsta Surprise. Ardei Capia, aici sunt 3 piersici, se aude și nouă pe fundal. Porumb din acesta la conservă, cornișoni castraveți, brânză din asta cu mere și stafide. Am luat două hârtii igienice așa, un box de hârtie igienică de care folosim noi, lapte condensat pentru cafea, banane, covrigei din aceștia
cu tărâțe și mediteraneeni. Am luat și 3 avocado, a fost ceva reducere la avocado și am luat 3. Ciuperci din acestea brune, un mix de salată, bacio, morcovi și cam atât de la Lidl. 280 de lei aproximativ pe ce vedeți aici, plus un box de apă, 10 litri de apă. Iar în partea asta v-am spus mai devreme de la Kaufland, n-am mai ajuns de mult la Kaufland, dar am fost astăzi. Am luat așa, parizer din piept de pui de la Meda, telemea de vacă, am luat una din asta mare pentru că am în plan să fac mai multe lucruri cu ea, dovlecii aceștia, zucchini, cum se cheamă, am luat 3, pleuro, ciuperci, vinete, am luat 2 vinete aici, castraveți cornișon aici, 2 litri de ulei, aici avem un bax de apă, începe tiara lung grădinița și am luat apă să avem pentru ea, brânză topită, 14 felii, zahăr brun din trestie de zahăr diamant, iaurt din acesta de la Müller cu fructe de pădure, am luat Actimel Plus cu zinc, magneziu și vitamine, nu știu ce din acesta cu, pentru sistemul imunitar, nu știu ce am de mă bulbe în continuu. Drojdie uscată, am luat 6 pliculețe, cred că sunt. Porumb pentru popcorn. Așa, paste făinoase pentru lapte cu tăiței și aici avem așa, usturoi granulat, turmeric, oregano și acolo jos nucșoară măcinată, pate, 2 din astea, dar nu știu unde. Le-a lăsat nouă aici. 2 cutii de pate. Am mai luat de la Panzani mălai rapid din acesta bio, v-am zis, de apă, 3 pungi de făină, o pungă din asta de miez de pâine pentru sandvișuri, apoi un lapte din acesta de la Alpro cu vanilie, mi-a fost poftă pentru că n-am mai băut de mult. De la Provincia am luat ouă, 12 bucăți acolo, pulpe din astea de pui, 785 de grame, 800 de grame de piept de pui, tot de la Provincia. Am luat așa, Provincia, e prima dată când iau ouă de la ei, având în vedere că câinile mamei nu se mai ouă, am luat așa până ajung la țară să iau ouă de la țară, până se ouă găinile, sper să fie bune și să aibă gălbenușul galben. Un igenol din acesta am luat mare ca să am. Am luat pe verde. Ultima dată am avut pe albastru, acum am luat pe verde. Un zgrasator din acesta, pentru că n-am găsit, nu fără scospete, am luat așa. Un fairy cu măr. Am vrut eu să schimb un pic mirosul. Acum am cu lămâie sau ceva de genul ăsta. Un săpun din acesta. Și șamponul pe care eu îl folosesc de câțiva ani buni de acum. Astea sunt toate produsele. V-am spus, pe lângă ce vedeți aici, am luat 10 litri de apă plată și cam atât. Nu cred că am luat altceva. 300 și ceva, 381 de lei la Kaufland. Astea sunt toate cumpărăturile de astăzi. Hei dragilor, bine ați revenit la un nou video. După cum vedeți, sunt acasă la mama, în bucătărie la ea. Asta pentru că am venit la țară să coacem vinete, ardei capia, să punem vinete la congelator pentru salată de vinete, ardei capia la borcan, cum am făcut anul trecut cu ulei și usturoi, fără oțet, că nu suport deloc oțetul peste ardei capia. Fix rețeta pe care am făcut-o anul trecut. Voi face anul acesta, nu așa ne place, dar fără oțet, exclus oțet. Ies mult mai fain și dulci și super iese rețeta pe care eu vă propun. O să vă filmez și astăzi, nu mai știu în ce vlog a fost anul trecut, nici nu mai știu exact ce ingrediente am pus anul trecut. Mi-am adus și borcane, mi-am adus tot ce am nevoie, mi-am luat borcane speciale pentru ardei ăștia, capia, pentru că dacă reușesc și dacă am să găsesc vlogul de anul trecut când am aruncat 24 de borcane de ardei pentru că s-au stricat toți, s-au acrit pica pe fundal, am să inserez aici. Dar nu vreau să mai pățesc așa, de asta mi-am cumpărat borcane de la 4 stagioni, am zis să investesc în niște borcane bune,
cu niște capace bune, dar totuși am să pun și conservant. Bun, haideți să vedem ce facem exact la țara astăzi. Voiam, intenționam de fapt să fac un... cum ar veni, o resetare de sâmbătă, o curățenie generală de sâmbătă, dar am sesizat că nu sunteți neapărat fani curățenie sau vloguri de curățenie, așa că am zis pas. Am venit la țară, ne apucăm de ardei pentru că acum este timpul lor. Dacă sunt mulțumită de câte borcane ies, nu o să mai cumpăr, dar dacă nu sunt mulțumită și ies prea puține borcane, merg și mai îmi cumpăr zilele următoare și mai venim în weekendul următor să facem. Cam atât cu intro-ul, să vă arăt ardeii, să vă arăt vinetele. Am dat 6 lei pe ardei și 4 lei pe vinete, per kilogram, zic. Cam atât. Haideți afară să ne apucăm de treabă. Să vedem dacă e dulce. Ia să vedem. Bărbate, dar nu vrei să contribui. Ia să gustăm. Surprinzător. Ca! Vreau să vezi! Cred că e unul dintre cei mai buni pepeni mâncați vara. Pentru că nu e făinos. E crocant așa. Dar e cam bun. Nu-i bun? Nu-i bun? Chiar ai bun? Uite, poți să iei asta de la nouă. Că nu am mănâncă miez, da? Noua, nu sâmburii, puiule. Am fost la piață și am cumpărat cam 7-8 kg de ardei capia. Urmează să-i coacem, să-i fac la borcan. Cum i-am făcut și anul trecut, cu usturoi, cu ulei, mi-am luat și vinete. Nu știu să vă zic exact cât. Da, da, mami, și pepene ați văzut deja că l-am desfăcut. Da, vreau să șterg cu o cârpă umedă. Da, ce zici? Vreau să șterg cu o cârpă umedă, apoi Răzvan se ocupă să facă focul și apoi să-i coace. De asta ne ocupăm astăzi. Dă-le, mami. Așa? Ce faci, băiguriță, băi? Dacă-i dai pe jos să crapă și după aia nu mai ies. Băiguriță, băi. Ia spune, mama. Hai spune, mama. O secundă să-i șterg, nouă, nu? Spui, apa. Apa. Ia spune, papa. Vrei papa? Vrei papa? Acolo am adus eu cutii ca să aleg cartofii. Ca să aleg cartofii să-i pun în cutii, am gândit. Ai înțeles? Da, sunt multe cutii acolo. Am adus multe. Da. Mai vrei să zici ceva? Ce vrei să zici? Acolo se cheamă ardei. Ardei. Ia spune. Ardei. Mami, ce vrei să zici? Da. Mai guriță, măi. Încă unul. Bravo. Mai da, ce harnic ești, măi. Imediat așa. Mulțumesc! Nu, ăla, ăștia sunt deja știu. Mulțumesc! Nu,
ăștia sunt ștergi deja, nu mai. Gata. Gata, nu mai trebuie. Hai, lasă aici că nu mai trebuie. Nu. Mersi de ajutor. Nu mai trebuie. Gata, ăsta este șters. E gata. Nu mai certa. Hai jos. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets, and yesterday has gone asleep. Uitați-mă un pic ce frumos e! Vai! Vreau să ajung la nuci. Problema e că e foarte înaltă iarba aici. Mi-e frică de șerpi, ca idee. Dacă nu știați asta despre mine, să știți acum că mie mi-este foarte frică de șerpi. Și la ce noroc am, s-ar putea să dau de unul. Haideți că am reușit. Haideți să vedem aici. Și cred că auziți manele pe fundal. Astea sunt nucile. Dar încă nu-s gata. Am găsit una, am găsit una care-i mânată și nu-i bună. Mai durează. Îmi pare rău că mai durează. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. There's no one left but you and me. It's like a made up place that only we can see. Am strâns roșiile astea, am luat și 3 roșii mari, mai sunt câteva în solar, foarte puține, iar aici sunt toți ardeii, am presărat sare pe deasupra ca să se înmoaie și mi-am adus aici ligienașele ca să mă apuc de treabă. Yep. Said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now.
Gata, am curățat vinetele, le-am pus un pic la scurs. O să le iau acasă să le pun în pungi, pentru că mama nu are pungi și eu am uitat să iau. Ardei capia sunt și ei gata, sunt curățați și de sâmburi, de coajă. O să le pun în vasul acesta, oala sub presiune, și vinetele le pun în caserola asta. O să continui acasă. Este destul de târziu, este 4:30. Și e timpul să o luăm din loc, numai că îl avem pe una bucată nouă care doarme. Foarte frumos acolo în căruț. Mai să cadă din căruț, dar sunt aici și nu cade. Cam ăsta este, vă fac așa un update. În schimb, am pus aici mere, am cules câteva mere, aici cartofi, ouă, mi-a făcut mama rost de 5 ouă. Acum am mers să strângă câteva nuci, vreau să iau și niște struguri și dacă mai trebuie ceva, nu știu, am uitat oricum. Mergeam să iau ouă și am văzut că se mișcă aici ceva, era un șoricel. Uitați-mi un pic, eu am fobie și de șoareci, nu doar de șerpi. Uitați un pic ce mic e. Și dacă vă dați seama, e mititel, mititel, săracu, vreau să-l scot de aici. Ce ai, mami? Nu trebuie să-ți fie frică. Nu, lui. Lui este frică, da, iubita. Uite ce mic e. Vreau să-l văd. Nu, 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 mami, că-l papă pisica. Hai să-l duc înapoi în graș. Și mă mai întreabă lumea de ce ador toamna. Uitați un pic de asta. Pentru că nuci verzi. Pentru că roșii cherry. Cartofi, ouă, struguri, cum sunt strugurii ăștia, și mere. Îți plac merele? Super! Noua să iau ouăle de aici și să păpăm și noi. Deci? Ce ai spus, mama? De ce sunt astea frumoase? Ouăle? Da. Sunt frumoase pentru că sunt de la țară, mami. Da. Una, uitați două, un pic ce culoare aici. De ce? De ce? De ce sunt patru din astea? De ce sunt patru din astea de ouă și trei din astea de ouă? Acolo sunt trei și acolo sunt patru, așa le-am așezat. Da, mami, da. Le pun și eu la loc să văd pe unde. Eu vreau să-l așez așa. Ok, bine. Hai să le punem la frigider, da? Să vedem. Adorabil. Deci mi-mi place la nebunie. Hai să facem curățenie. Hai să facem curățenie. 3,5 kg am aici de ardei, cu tot cu zeamă. Am pus 200 de grame de ulei de floarea soarelui. Am să pun și sare. Am pus 40 de grame de sare. Aici mai pun usturoi. Căței de usturoi. Mama are usturoi din acesta. Gen o căpățână de usturoi, e un cățel. Nu știu dacă... Vă puteți da seama, e super fain pentru că nu trebuie curățați. Pur și simplu am curățat o căpățână. Și uitați, îl feliez, bineînțeles, și îl pun peste ardei. Am pus usturoiul aici. Am pus și un plic de conservant. O să mai adaug, probabil. Am să văd. Uleiul, v-am zis, 200 de mililitri. Sarea, 40 de grame. Wow, sarea! Și amestec. Nu, 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 aia nu, e conservant. Amestec, da? Așa arată ardeii după ce i-am amasat foarte bine. Am să-i pun în borcane și după aceea l-a sterilizat, bineînțeles, îi fierb. Așa, deci sunt gust, să fie ca vinifat, știi? Un pic mai sărat o să-i fac. O leacă mai sărat, da. Am zis că pun 10 grame la 1 kg. Da. Din ea, să vezi dacă o intră sarea, ca să-ți dai seama. Da. Și mai trebuie ceva? Eu nu mi-aduc. Așa mi-aduc și eu aminte. Hei, hei. Atât, atât. Ulei. Atât? Ulei, usturoi, sare. Și la teriza, nu? Fier. Da? Îl fier. Îl fier, da? Ulei, da? Da, da. Pui un prosopel de sus? Da, da, da. Da. Da, atâta pui. Pui unul și o leapă. Unul și un pic? Da. Bine, atunci. Ha.
Mersi. Câte borcanici iese? Nu știu, vedem și te sun. Am mai pus puțin conservant aici, dar voiam să vă zic că eu am borcane din astea de la 4 stagiuni. Nu știu să vă zic exact, cred că de 500 de mililitri. Cred că 500 de mililitri. Pe toate, am pus în oala asta trei borcane, am pus prosoape printre ca să nu se atingă între ele de pereții vasului. Mai sunt astea trei. Din momentul în care fierbe apa, 20 de minute după ce fierb, am să le învelesc într-o pătură și o să le țin așa ca să se videze, să capacul să stea așa în jos. Cam asta e. Mi-a mai rămas acolo de jumate de borcan, dar vreau mâine să fac ceva cu ardeii aceștia, așa că nimic nu se pierde. Atât. Vinetele sunt aici. Le-am scurs destul de mult. Urmează să le pun în pungi. Cam două vinete per pungă. Să vedem. Să le fac loc și în congelator. Și astea sunt vinetele. Am 4 pungi și ar mai trebui încă o pungă. Dar cred că am să fac zilele astea. Și ardei ăștia capia, urmează să-i fierb. Să-i sterilizez. Bravo! Seamănă cu 9, cu 6 am zis. Haide! Seamănă cu 6. Care e 6? Ăla este 9, da. Bravo! Pune văcuța. Ce tălpenul. Hai, pune văcuța. Unde pui văcuța? Uite-te, mami, sus un pic. Nu? Acolo. Pune-o. Bravo. Bravo, nu. Încet. Încet. Hai, pune. Încet. Și ce ai mâna cu astea? Păi ai sărit de la 9. Trebuie 10. 1 și 0. Da. Hai, căsuța. Hambarul. 1 și 1. 11. Bravo. Găinile. Hai. Găina și cocoșul, unde-l pui? Nu acolo? Uite ce-a făcut. A ridicat rațele și a pus găină. Nu, mami. 1 și 2. 1 și 2 este 12. 1 și 2. Bravo, corect. Păi 1 și 3. Apoi 13 este 1 și 3. Apoi 14, 15. Wow, dați mai căsterul. Acolo, da. Uite așa. Eu am făcut cățelul. Bravo! Gata. A mers. Bravo, iubita. Da, da. Da, facem. Asta e umflătura fetei. Să vedem. Și mai are una aici. Și toate zgaibele posibile. Și mai are asta aici. Care a fost cea mai neagră din viața? Petre, a fost nespus serio. Deci, ce mai